Tragedie în județul Mehedinți. Pe DN6, în localitatea Ghelmegioaia, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. Un șofer de 51 de ani a decedat după ce a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism antemergător al unui transport agabaritic, a intrat în coliziune cu un autotren condus de un bărbat de 51 de ani. Stațiunea de pompieri de Uitatul Severin a intervenit pe raza comunei Ghelmegioaia cu autosanitară Smurd, o autospecială de descarcere și un asas Volvo pentru descarcerea unei persoane care a fost prinsă între fiale contorsionate, numai unui accident rutier, produs între un autotren și un antemergător de un transport excepțional. Intervenția a fost foarte dificilă, deoarece persoana a fost greu prinsă între fiale contorsionate ale autoturismului. Din primele cercetări, șoferul decedat ar fi adormit la volan și s-a izbit de tir. Conducătorul auto al tirului ar fi încercat să evite impactul, fără succes însă. Siguranța a adormit la volan, pentru că l-am văzut de acolo la câțiva metri, a venit în diagonală și a intrat. Am tras cât am putut pe dreapta, mai mult de atâta n-am putut să. Chiar ați tras? Am făcut tot ce e posibil. Sigur, a dormit la volan, a venit direct sub. L-a aruncat direct acolo, deci cum e acum, din izbitura aia, din lovitură, l-a aruncat în... A venit direct sub roată. Din accidentul rutier a rezultat decesul unui bărbat în vârstă de 51 de ani, șoferul autoturismului, care a fost găsit încarcerat cu politraumatisme multiple. A fost declarat decesul acestuia de echipajul medical aflat la fața locului, leziunile fiind incompatibile cu viața. Oamenii legii au deschis în acest caz dosar penal pentru ucidere din culpă. Traficul rutier a fost blocat complet în această dimineață. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism antemergător al unui transport agabaritic, a intrat în coliziune cu un autotren condus de un bărbat de 51 de ani. Din accident a rezultat decesul conducătorului autoturismului antemergător. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.